Au fost numiți lopătari după ce au fost surprinși în repetate rânduri furând huile din trenurile ce ies de pe poarta minei. Fură și din curtea unității miniere de pe liniile de încărcare, pentru că există probleme cu paza, iar licitațiile încă sunt în curs de finalizare. Hoții de cărbun din Valea Jiului locuiesc în cartiere sărace și își folosesc chiar copiii minori să fure, ca ei să scape de dosarele penale, atunci când au prea multe abateri. Mascații au săltat marți șapte oameni din zona stației CF Vulcan, trei dintre ei fiind minori. Potrivit directorului general al CEC, Samuel Dioane, acum se face o evaluare a situației, pentru că, spune acesta, hoții fură cam 400 de kilograme de huilă adică maxim 10 saci în timpul în care trenul încetinește sau este oprit chiar de ei prin mijloace specifice în stațiile de tren, și asta chiar în condițiile în care există pază, iar fiecare garnitură de tren este însoțită de paznici înarmați. Aceștia însă nu fac față, iar raziile poliției TF sunt singurele care îi potolesc pe moment. Lăpătarii vând cărbuni în cadrul unor rețele bine conturate deja și nu odată s-a constatat că este firul pe care acționează. Doar la ultima razie, cea de marți, cei șapte au fost prinși, spun polițiștii, cu șapte tone de huilă descărcate din vagoanele ce veneau de la mina Vulcan, iar toate acestea sunt acum contabilizate de cei din complexul energetic Unedoara, care vor să stabilească astfel prejudiciul.